înainte, ideea să o cheamă X. Mâna este X și real. Adică tot intervalul. Da? Între minus 3 și 3. Adică voi trebuie să aveți în minte așa. Casa dreaptă. Aici este undeva 0, apoi 1, 2, 3, minus 1, minus 2 și minus 3. Și când am zis toți X și de la minus 3 la 3, la mai așa, real. Toți X și aici, din zona asta. Toate punctele, tot, tot, tot. Dar de ce minus 5 nu-i? De ce minus 5 nu-i iată? Nu știu. Acolo, modul de minus 5 nu-i mai mic decât 3? Modul de minus 5 nu-i mai mic ca 3? Nu, că 5 nu-i mai mic ca 3. Că modul de 5 face 5 și 5 nu-i mai mic ca 3. Modul ăsta da. Deci, n-are ce căuta nimic din zona asta. Că e dar dacă aș fi spus... Minus infinit, știți? Dar dacă aș fi spus... uitați aici. C egal cu toți acei X reale. Atenție. Pentru care modul din X plus 1 mai mare decât 4. Tu le ești în urmă adică X plus 1... Mai, X plus 1 mai mare decât 4 și X plus 1 mai mic ca 4. Minus 3 și 5, deschis. N-am două capete, minus 3. Nu, că e mai mare. Dacă e mai mare, cum aveam? Când zicem X plus 1, notăm cu Y. Y, modul de Y e mai mare ca 4. Nu. E de la 4 la plus infinit. Și atunci, dacă e de la 4 la plus infinit, o să avem de la 3 la plus infinit. O să fie de la 3 la plus infinit, X plus 1, zice mai. Păi, dau un X-ul de la 3 minus 7. Dacă mă găsești aici, nu probează? Minus 7 plus 1, vrea. Și ai spus la 3 la plus infinit, arată. Am zis de la minus 3 la plus infinit. Hai să așa. Păi, da, dacă ești la minus tot, minus 7, că e deștept. De la minus infinit la plus infinit. Ai, nu chiar la plus, până unde e. Aici sunt două intervale. Dar, profesor, ce înseamnă dacă e modul de Y e mai mare ca 4? E mai mare ca... Da, modul de Y e mai mare ca 4. Modul din Y mai mare ca 4. Spune-mi tu. Dar dacă spun modul din Y mai mic ca 3, ce înseamnă? Mai mic ca 4, ok. Eu, dar e la mare o să fie număr... Cum nu mă uitați la mine în față a făcut? Modul X mai mic ca 3. Și acum mai mic ca 4. Care? De la minus... Trebuie să puneți aici. De la minus... De la minus... Întâi acolo, la mic, la mai mic, zice. Deci de aici. Minus 4, 4 deschis. Minus 4, 4 deschis. Deci Y-ul aparține intervalul minus 4, 4 deschis. Bun, și acum când e mai mare? Ia uitați. Negația. Deci nu mai mic, ci mai mare. Minus 4, de, minus 4 închis. Minus 4 închis, plus infinit. Minus 4 închis, 4 deschis, minus 4 închis, deci nu vreau, 4 închis. Nu vreau între minus 4 și 4. Atunci ce rămâne să fie? Minus, da. Minus infinit, minus 4. Asta e zona. Reunit cu 4 plus infinit. Două intervale la, la mai mare. Deci, deci rămână rămâne. Atenție, mai mic decât 4 era între minus 4 și 4. Și nu, e negația, e complementară situația. Și mai mare e 2. Mai mare înseamnă... Nu aici, ce în partea aia a ce-a rămas. Vă mai explicat un profesor asta. Și când e închis minus 4, 4? Dacă ar fi și egal. Niște egal e închis. Când se ia și capătul. Dacă nu-i strict? Așa da, pentru modul din Y mai mare ca 4. De la minus infinit, 4. Y aparține la minus infinit la 4. La minus 4. Minus 4. Deschis, reunit. Cu 4 plus infinit. Și da. Acum am un exemplu care l-a dat dumneavoastră că nu era Y, era X plus 1. Acum să scriu loc de Y, să scriu X plus 1. X plus 1 aparține de la minus infinit la minus 4. Reunit cu 4 plus infinit. Și când eu vreau mai X. Minus infinit. Mai X vreau. Minus infinit minus 5 reunit cu 3. Scad un minus 1. Din capete. Deci simplu X asta înseamnă minus de la minus infinit minus la 5. Minus 5. Reunit cu 3
Să fie infinit. Și în să știu de ce? Da. Și ce am făcut? Asta doar nu știu lucrare. Asta cu reuniunea, nu ai făcut. Deci când e mai mare, să mai uitați. Da. Și atenție multă. Iar mă întorc. Deci m-am prins descoperit și a trebuit să atac. Exact. Faptul că mă duc ca mintea trei, nu ați înțeles precizarea făcută mai înainte. Că din ieri, nu toți X și din ieri. Adică, intervalul, toți X și nu mai mult, nu s-ar peste, peste niciun punct din zona aceea. Și mai despre ei trei deschis. Nu-i și egal. Apoi, am insistat, pentru că nu vă uitați aici, dacă ar fi fost din set. Vedeți, vă schimbă mulțimea. Schimbă complet problema. Că sunt mai cei întregi din zonă. Corect. M-am dus pe urmă, fiindcă am sesizat că nu e clar jocul ăsta, am zis, hai să le dau complementar. Foarte bine, pentru să mai încălcătăm că... Da, asta facem. Deci am promis, asta fac. Când sesizez o slăbiciune, exersăm mai mult. Exact. Eu zic, rezultat, chiar dacă nu terminăm în seara asta. Important este ca acea slăbiciune să o calificăm și o să o scoatem definitiv, să nu mai apară. Dar îți mai lucrăm. Îți mai lucrăm. Mai așa. Sigur că da. Sigur că da. Deci, vreau mulțimea A egal cu toți acei ești reali. Pentru care modul din 7x minus 1 e mai mic decât 5. Cine vorbește? Ade. Păi, de la minus infinit... Bun, să lucrăm. Deci modul din 7... Modul 7x minus 1... Mai mic ca 5. E 7x minus 1... Este echivalent. Cu scrierea. Cu 7x minus 1. 7x minus 1 o să fie cuprins între minus 5 și 5. Și 5. Nu? Așa se traduce. Adică de la minus 5 la 5. Ce ți-ar însemna de acum echivalentul? Nu cred. Ce facem mai? Adunăm 1. Adunăm 1, nu? Vreți să vedem pe X, măi? El acum, eu nu v-am dat așa, modul din X, uite, modul din X mai mic ca 5. Dacă se duc prin așa, îți vrea că X aparține, adică X aparține între minus 5 și 5, de aia răspunsul, da? Adică, cu argument, X-ul se găsește între minus 5 și 5, în toată zona asta. Când e X simplu, dar dacă o fac 7, X minus 1, traduce. A, e minus 4. Deci adunăm 1, nu? Da. Deci 1 și avem. Minus 4. Minus 4, mai mic. Mic decât 7x. Da, mai mic decât. Mai mic decât 6. Mai mic decât 6. O facem printr-o 7. O facem printr-o 7 și echivalent. Echivalent cu minus 4 pe 7. Minus 4 pe 7, mai mic decât. Decât x. Mai mic decât. Mai mic decât 6 pe 7. 6 pe 7. Și abia acum spune x aparține intervalul. Minus 4 pe 7, deschidat, da. Minus 4 pe 7 și respectiv 6 pe 7, deschis la ambele capete. Da. Mai de demnul da? Da? Da. Și cu mai mare, nu, profesor, mai mic. Acum, mai mic. Mai mare, mai mic știu. Da? Deci, atenție multe cum apare acolo situația aceea. Deci nu trebuie să gândiți așa decât data. Toate expresiile aceea cuprinse între și între. Și nu lucrăm până când ajunge X-ul. Și acela X-ul din interval. Gata, X-a mațin intervalul și s-a rezolvat problema. Deci așa trebuie văzut. Așa că, pentru Miruna, iată, am acum exercițiu, să se determine mulțimea mare. Îi dau cu toți acei X reali, pentru care minus 3X plus 5, da, minus 3X plus 5, în modul, e mai mare decât doar. Minus 3X plus 5,
mai mare decât 2. Minus 3x plus 5 aparține de la minus infinit. Deci, echivalent, da, vom avea așa scris. Minus 3x plus 5 aparține de la minus infinit minus 2 deschis. Minus 2 deschis. Până intersectat cu... Nu? Reunit. Da, se văd așa. Așa, reunit. Reunit cu... Unde și zona? Da. Cu 2 plus infinit. Cu 2 plus infinit. Și atunci adăugăm, facem minus 5. Ușor. Scădem. Ce înseamnă că elementul ăsta, Miruna? Hai să luăm așa prima. Ce înseamnă că elementul ăsta se găsește aici? Înseamnă că orice număr am... Până acolo se găsește... Adică el este mai mic ca minus 2. Da. Deci așa s-ar traduce, da? Deci ar fi echivalent cu scrierea minus 3x plus 5 minus 3x plus 5 mai mic decât minus 2 și tot acest minus 3x plus 5 are minus 3 sau mă fi bun și cealaltă. Sau minus 3x plus 5 cum este? Mai mare decât 2. Mai mare ca 2. Mai mic ca minus 2 ani, zic bine, mai mic ca 2. Și am mai vedere să mă pise care în parte. Da, dar lucrează că din... Era acolo, dacă scriam așa, dacă toată aia care am spus înainte, scădeam în 5, scria minus infinit, minus 7. Nu iese. Hai să vedem. Nu iese. Nu iese. Uite să vezi de ce. Iese să fie simultane, băgate în interior. Și ai capete. Da. Deci pentru aia, cum mai mic, ar fi ieșit așa. De altfel, așa traducem. Două inecuații rezolvate. Bun. Și pe prima. Echivalent, aici, la prima. 3x. Minus 3x. Minus 3x e mai mic decât... E mai mare, dar... Atenție, Miro. Noi facem cu minus 5. Noi scădem, da. E mai mic decât minus 7. N-am înțeles. Pur și simplu am dus pe 5 în partea cealaltă, minus 5, minus 2, minus 7 de cealaltă, da? Da. Și acum, acum, dacă spui, de aici rezultă? De aici împărțim la minus 3 și să avem că x e mai mare ca... x mai mare ca... ca minus 7 pe 3. Mai mare decât 7 pe 3. 7 pe 3. Și împărțim dintr-un număr negativ. Se schimbă sensul inegalității. Când se schimbă sensul inegalității? Sunt două situații. Când inversăm și când înmulțim sau împărțim cu număr. Negativ. Deci tu n-ai înțeles, stai că vă zic eu ce mă înțeles. Minus 3x plus 5 mai mic decât minus 2. Nu am știut în clasă. Că i-au spus că ar fi mai mare decât 2. Păi, faptul că este prima mulțime, prim interval, deci minus 3x plus 5 va fi prima mulțime și urmă ieșind de acolo. Bun și asta, bun și cealaltă. Da. Faptul că e mai, în primul interval, înseamnă că e vorba de faptul de... Acel lucru e mai mic decât minus 2. De-aia scrie e mai mic. De-aia s-a scris o parte. Deci, practic, din observația că ar fi în zona asta, înseamnă minus 3x plus 5 mai mic decât minus 2. Și totuși, dacă... Și de asta a scris-o din aceeași... Când am observat același număr, trebuie să fii mai mare decât 2. Deci, reuniunea, la reuniune, punem reuniune și de aici, și din partea aia. Bun și zona, bun și zona asta, bun și zona. Acum mă interesez de aia asta. De aia mă interesez de zona asta și o rezolv. Sunt un răspuns. Da, așa și mă rezolv și zona asta. Tu ce vrei să trec? Atât acolo. Le-am scris minus 3 plus 5 aparține lui așa. Dacă adunam cu... Ce faceam cu tăcă? Tot 7 pe 3 de aia. Vedem și sau acolo. Vedem la sfârșit. Vedem și sau acolo și facem analiză. Sper că te e ceva cât mai ești, Miruna. Minus 3 plus 5 mai mare ca 2. Scădem în 5. Și avem că minus 3x e mai mare ca 3. Ca minus 3. Ca minus 3. Deci împărțim cu minus 3. Și avem că x e mai mic ca 1. Mai mare ca 1. X mai mic ca 1. Deci, ce înseamnă x mai mic ca 1 prima? X mai mic ca 1? De la 1, de la minus infinit la 1. Deci traducem asta, pentru că X aparține de la minus infinit la 1,
deschis. Da. Și cealaltă e mai mare ca 7 pe 3. Reunit. Reunit cu 7 pe 3 plus infinit. 7 pe 3 plus infinit. Da? Aha. Fii atent răspunsul. Asta era puținea. Mă întorc la varianta care spui tu. Tu spui așa. Modific pe minus 2 și pe 2. Scăzând un 5 peste tot. Da. Și apare. Deci, modific, atenție, capete, că l-a pus în minus infinit, nu influențează. Și dacă modific aici, pe amândouă capete, voi avea așa, minus 3x. Aparține. Minus infinit, a scăzut minus 7. Minus 7. Este minus 5, minus 2. Reunit, adică reunit cu minus 3. Minus 3. Da, deci minus 5 plus 2, da, minus 3 plus infinit. Acum, la împărțitul minus 3, o să fie x aparține. X aparține lui, acolo nu mai e minus infinit, că am împărțit cu minus 3, e infinit. Da. De la plus infinit la 7 pe 3. Da, și nu pot să spun la plus infinit la 7 pe 3. La 7 pe 3 la plus infinit. Da. Sunt dat și da, undeva. La 7 pe 3 la plus infinit. Deci, x aparține de la 7 pe 3 la plus infinit. Deci, când împărțirea cu minus, se schimbă și capetele intervale. Că nu mai acelea ca ordine, na, nu poți să fie. Reunit cu minus infinit, că s-a schimbat, că am împărțit cu minus infinit, 1. Da. Minus infinit. Minus infinit, 1. 1. Sigur, s-a ajuns la același lucru. Dar eu, nu știu, sufletul meu spune că mai bine, da, mai bine lucrați așa, ca să nu recurați greșeli cu schimbarea capetului, lași intervalul infinit 7 pe 3. Te sancționează dacă lași să zici așa, infinit 7 pe, sau cum, da? Deci să duci până la minus infinit. Deci să-ți pune cel mai mic între. Da. Decât să risc așa, din fugă să lasă așa, atunci, ce înseamnă că ăsta se află într-o reuniune? Se află și în primul și în al doilea. Adică e mai mic ca minus 2 și mai mare ca 2. Și o crezi în ecuațiile astea. Găsesc exact x mai mare ca 7 pe 3 și x mai mic ca 1. Și îi spun ce înseamnă. X mai mic ca 1 mai mic ca 1 la 1. Totul este schimbat, totul este așezat. Și la 7 pe 3 la 1 se finită. Deci, vă invit să faceți așa. Cei mai experimentați pot să-și permite luxul să meargă deodată. Dar asta dă un anumit nivel încă. Pentru a nu strecura greșeli, mergeți cum am propus. Da? Terminăm măcar cu subiectul meu, profesor? Da, terminăm, ca să facem subiectul meu. Da, da, da. Dacă X plus 1 pe X egal cu 5, care vă... X plus 1 pe X egal cu 5, atunci, x pătrat plus 1 între x pătrat va fi egal cu x pătrat plus 1 supra x pătrat. X plus 1 pe x, nu știu cum asta no, e x plus 1 pe x. Dacă e x plus 1 pe x, 1 pe x. Așa egal cu 5. Atunci, deci, x pătrat plus. X pătrat plus 1 pe x pătrat, x pătrat egal cu? Egal cu 23. Da. Cum? Cu 23. Pentru că e 25 minus 2, că facem x. Că fac, ridicăm la pătrat, da. Da, ridicăm mai la pătrat și 5 la pătrat egal cu x plus 1 supra x tot la pătrat. Oare dacă tu le știți, da, da, x la treia. Asta e, asta urma. Era întrebarea, da. Era un pătrat. Așa, dar eu nu, eu n-am înțeles de ce e 23 acolo, domnul. Că x plus x deci, plus x tot la 2. Spun că ridic la pătrat și vine x plus 1 pe x totul la pătrat. Da. La 25. La 25, da. Și acum ridic la pătrat, da. Cu x pătrat, plus de 2 ori primul ori al doilea, da. Plus 2. Aha. Plus 1 pe x pătrat. Da, 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 da. Și face 25. Da, și da, da. Scădem un 2 și atunci vine 23, am înțeles. X pătrat plus 1, da, pe, da, x pătrat. Egal cu... Și prietenii noștri am înțeles acum. Alex și șef. 23. Au, și ei au înțeles. Da, și prietenii, da, noștri. Da, au înțeles. Like, share, să abonezi, că nu mai chestii interesante.
Superb. Da, dar la a treia se vede acum, domnul profesor. Păi ridicăm la a treia și... Pe cine? Pe ăsta, da? Da, pe toți. Trecăm de la x plus 1 pe x, totul la a treia. Îi dau cum? Ia să vedem. Cu cine? Mai știu formula. Hai să vedem, știu ei. Cu a plus b pe lângă a... Deci, noi a... Scrieți întâi formula, domnul profesor. Și asta mă gândesc. Păi a la a treia plus a la... Deci a plus b, totul la a treia, da? Nu, eu să zic cu poate. Egal cu... Zi-ai. E a plus b pe lângă... Asta să zic direct. Eu scriu. Cum vrei, a plus b pe lângă. Zi. Zi direct, dacă știi. Atât bine, zic direct, e a la a treia plus a la a doua b plus a b la a doua plus b la a treia. Deci ai zis, cu cine plec? A la a treia, nu? A la a treia. A la a treia. Bun. A la a treia plus a la a doua b. Așa ai zis, da? Da, a zis a la a doua b plus a b la a doua. A la a doua și plus b la a treia. Da? Așa ai zis. Acum mă dea. Da. 2 plus 2 plus 3. 3. Tot la a treia. 2 plus 3 tot la 3. E 5 la 3 cu 3. 5 la 3 sunt 25. Da. O să 25 ori e egal așa după tehnica. Ia să vedem. Hai, 8. 8 plus 4 ori 3. 12. Plus 2 ori 27. Ori, nu, ori 9. 18. 9, 18. Plus 27. Nici voi. Nu, nu are că... Păi 3 am la 2, plus 3, plus 3 am de la 2. Dar eu zic că A plus B lângă 3 nu-i A plus B pe lângă A la 2 minus plus AB plus B la 2? Da. 2 AB. Lăsă, dacă am uitat pe toate... Da, exact. Cine face? Nu, dar așa era, că era A plus B totul la 3 egal cu A plus B pe lângă A la 2 plus AB plus B la 2. Pentru una, citim din memorie. Da. Dacă memoria ne face să ne joacă feste, continuăm. Da. Deci asta nu-i bună. Nu-i bună. Și totuși cum ați scris eu? Cum ați scris eu? Totuși. A plus B totul la 2, trebuie să faci. A plus B totul la 2, la 3, ar fi egal cu. Aș fi așa zic, aș zic eu. E egal cu A plus B. Pe lângă A plus B totul la A 2. Exact. Uite-mi un alt profesor. Dacă nu uiți, dacă ai uitat, ce faci? Auzi. Uite, ai uitat ce faci. Uite, A plus B, pe lângă A plus B, totul la 2. Dacă mai ești la teză, la lucrare... Ia plus B, pe lângă A plus B, totul la 2. Și de-aia nu știi. Deci egal cu A plus B, continuăm. A plus B. Păi, mă zic, asta o știu. Asta o știi. Măcar faci să o știu. Și faci cât are. A la 2, plus 2 AB. Da. Plus B la 2. La 2. Și egal cu? Egal cu AB. Și acum, cum țin de ce? A la 3-a. A la 3-a. Plus a 2-a la 2-a B. Da. Plus a B la 2-a. Așa. Plus a la 2-a B. Da. A la 2-a B. Plus 2-a B la 2-a. 2-a B la 2-a, zic bine. Și plus 2 la 3-a. Și egal mai departe cu... A la 3-a. Da. Plus... Plus... De două ori A la 2-a B și până A la 2-a B. Și mai sunt A la 2-a B, fac 3. 3 A la 2-a B. Și plus... A B la 2-a este iar. Și 2 A la 2-a B. Face 3 A. Be la a doua și plus be la a treia. Iată-mi, decât să scriu prostii și să caut în memorie și să mă enervez. Exact, sau să scriu greșit, mă, dar de rezultat. Iată, ce am făcut aici? Am făcut-o repede, prin două numere, să-mi dau seama că e proastă. Atunci când nu sunteți siguri, cautăți repede să vă justificați dacă e da sau nu, plus că sunt două numere la întrebare. Dar eu plecam așa dacă uitam, așa. Și regulă, plecam. Deci îți mai pierd timpul. Exact. Mai caut numele la întotdeauna. A plus B la a doua și gata treaba. Și imediat o fac. Da. Deci... Plus 3 A la a doua B, plus 3 A B la a doua. E clar.
Hai să ne întoarcem la ești nostru. X plus 1 pe X totul la 3, va fi egal cu 2. Egal cu ce o X la 3. Plus 3 ori. 3X la 2 ori 1 pe X. Corect. Plus 3X ori 1 pe X la 2. Da. Plus 1 pe X la 3. Și egal cu X la 3 plus 3X plus 3 ori 1 pe X plus 3 pe X. 3 pe X, da. Plus 1 supra X la 3. Ok, și egal cu X la 3 plus 1 pe X la 3 egal cu 3... Pe X la 3, da. Este egal cu minus 3X. Nu, nu. Nu, continuare, că ai plus. Plus, m-am interpretat un alt. A, plus... amplificăm 3X-ul ăla cu X. Nu, scoatem un 3 în factor. Aha. Plus 3 pe lângă X plus 1. Pe lângă X plus 1 pe X. Și de unde am plecat? De unde am plecat? La fel, hai să mă întorc. X plus 1 pe X tot la 3 este egal cu X la 3 plus 1 pe X la 3 plus 3 pe lângă X plus 1 pe X. Dar X plus 1 pe X îmi dă o tot. Da, 5. 5, la 3 e 5 la 3 egal cu x la 3 plus 1 pe x la 3 plus 3 ori 5. Când se face pe x la 3 plus 1 pe x la 3 din egalitate, x la 3 plus 1 supra x la 3 este egal cu 125 minus 15. Da. Face 125 minus 15, face 110, nu? Da. 110. Iată rezultatul. Da. Dar dacă v-am fi cerut x la 4, mai x la 4, nu pe x la 4, egal cu cine? Păi nu avem x la 4. Nu avem forma, nu știm. Da, da. Păi a plus b la 2, la 2, plus la 2. Cum zici? Mă descurc. Și trebuie să știm. Și vreți în care memoria cu tot felul de întrebări. Sau... Sau... O folosim pe... A plus B. La 3. Sigur că... Deci zicem A plus B. Asta e mai ușor de făcut. Da. Deci A plus B la A. Înseamnă A plus B. Pe lângă A plus B. Tot la A. Care înseamnă egal mai departe. A plus B, știm. Care e egal cu A plus B la 2. Deci este egal cu A plus B totul la A. Care la A? Că A la A treia egal cu A la... Avem deci egal cu A plus B din una A plus B pe lângă. Peste așa nu de la A. Știi că te l-am înfăcut. A la A treia plus 3 la A la A doua. Da. Deci A la A treia plus 3 A pătrat B plus 3 A B pătrat. Plus 3. Plus 3. Și dacă nu știu de asta la 3, o fac la 2 fi lângă la 2. Fac ceva. Egal la 4. Am șansă. Exact. Plus 3 A la 3 A B. Plus 3 A la 2 B la 2. Plus A B la 3 A. B la 3 A. Plus A la 3 A B. 3. Plus 3 A... Nu, nu, A B la 3. E bine așa, A B la 3 A plus... A la 3 A B. A la 3 A B plus... 3. 3 A la 2 B la 2. 3 A la 2 B la 2 plus 3 A B la 3 A și plus B la 4 A. Egal, pe spate, de sub, A la 4 A. A la 4 A plus. Ia să vedem, a la 2 avem, mai avem? Da. A la 3 avem. A la 3 avem. Ia să vedem, mai avem? A la 3 avem. Da, 3 și 4. Deci plus 4, a la 3 avem. Și plus a la 2 avem. 6 a la 2 avem la 2 am. 6, sunt am 6 a pătrat. De pătrat plus? Plus 4 avem la 3 am. A, B la 3 am. Plus B la 4. Plus B la 4. Uf, nici nu vor intre unde ăla cu Pascal. Mamă, trebuie frumos. Păi asta va rezolva, dați mai mulți. Da, înțeleg. Deci,
dacă voi... Nu vreți vreunul ăla de masca care e așa de ușor și se mulțumim. Toate formulele astea. Doamne, dar e ușor rău, mama. De ce ăla va rezolva imediat situația? Ca să vă convingă acum. Da? Deci, până aici.6x la 5a,
Adică 1 pe x. Ori 1 pe x. Că ăsta e aula. Așa ori 1. Și ăsta e b. Așa ori 1 pe x. Plus 15 x la 4 ori 1 supra x la 2 plus 20 x la 3 1 supra x la 3 plus 15 x la 3 x la 2 1 pe 1 supra x la 4 plus 6x 6x ori 1 supra x la 4 și plus 1 supra x la 6. Așa. Și că vreau de nou. Și o să zicem x plus 1 pe x. Știm cât este x plus 1 pe x. Era 5. 5 la puterea 6 egal cu? Egal cu x la 6. Egal cu x la 6. Plus 1 pe x la 6 la sfârșit. La 1 pe x la 6, da. Plus. Plus 6 x la 5 ori 1 pe x. Nu, simplificăm. Asta simplificăm. E 6 x la 4. E 6 x la 4. Plus. Plus 15 x la 3. La 2. La 2. Așa e x la 2. Așa. Plus 20 x. 20 x. Uite, x la 3 ar cu x la 3. Da, plus 20. Plus 20, da, nu mai. Plus? Plus 15 ori 1 pe x la 2. 15 ori 1 pe x pătrat. Hai să spun așa că să spun. 15 ori 1 pe x pătrat. Plus 6. Așa. Supra x la 3. X la 4, cred. X la 3-a, aici bine, da. 6 la 3-a. Înseamnă că 6 x la 3-a și aici. Am simplificat acolo, cred. Ia să vedeți. Eu greșeau atunci. Trebuie să fie peste tot aceeași lucru. Aici e x la 5-a. Trebuia să dea acolo în 6. Da, 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 da. Acolo e la 5-a. Așa. La 6 x ori 1 pe x la 5-a. 6 x ori 1. Și atunci vine x la... La 4. Și acolo până ce-l dau 4. Las 4 aici. Și plus 1 pe x la 5 era pus în față. Și atunci zicem 5 la... La 6. Egal cu x la 6. Plus 1 pe x la 6. Da. Plus 6 pe lângă. 6? Da. Deci e x la 4. Plus 1 pe x la 4. X la 4, da? Așa și plus 20. Plus 15 pe lângă. Plus 15 pe lângă. 15 pe lângă. A, x la 2. A, uite, plus 1 pe x la 2. Și plus 20. Acum, zicem încă o dată. 5 la 6. Egal cu x la 6. Plus 1 pe x la 6. Plus 6 pe lângă. Plus 6. Aici pot forma un pătrat perfect. X la 2 plus 1 supra... X la 2 totul la pătrat. X la 2 totul la pătrat. Minus 2. Eu am nevoie de 2 de ori cu 4. Da, 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 da. Da? X minus la 2 minus 2 totul la 2. Deci fac binom așa. X la 2 plus 1 pe X la 2 la pătrat. Minus 2. Că iată că zbuta la 2 din aici. Prima parte la 2. Da, 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 da. Minus 2 în afară. Când vine prima parte la pătrat, face da. La patra. E două ori primul ori al doilea face 2 și minus 2 spre 2. Și da. Rămâne un pe x la a doua. Plus 15 pe lângă. X la 2 plus 1 pe x, x la 2. Și pe asta la x la 2 plus 1 pe x la 2 l-am aflat. Am aflat pe aia dacă da. Am zis că câte era, 23. Și acum scriu și eu. 5 la 6, care înseamnă 125 ori 125. 125 la pătrat. Că 5 la 3 fac 125 la pătrat. Egal cu x la 6. Plus 1 pe x la 6. Plus 6. Pe lângă.
23 la a doua minus 2 plus 15, 23 plus 20. Și singura necunoscută este asta. Și am o află pe aia. Nu merge să fac calcul acolo și simți așa. Facem sinteza la profesor. Se uite pasta este bărător, vă... Dacă ați vrea să vă rețineți... Acum, nu-i dădeați important. Nu-ți vreați. Dar trebuie să vă poți să munciți. Că asta e rețeta. Exact. Și pare, fă mulțirea aceeași, la a doua și la a treia. Exact, și nu poate să fie timp. De când dacă faceți rubirul pe asta și știți că au pleacă de la a patra, la a treia, descrește, la ajută pe eu, rețineți cont de asta. Și imediat găsiți formula. E atât de... adică din... Și unul ăsta mi se pare că vă ajută așa de tare. Sigur. Încât e păcat să vă-l folosiți. Că nu știu. Ei, nu vă dă, nu fac lumea are interesul de rău. Da. Noi ne-am permis acum să zicem un pic ștacheta. La clasă se a oprit la X la 3, a pus unul pe X la 3. Nu așa am vorbit. Dar deși rog eu pe asta, nu cred că nu le-ai zis niciodată de rău. La clasa 8-a nu le-ai zis. Da, sunt un matur atent, dar de ce să mă spui mai târziu? Să spui mai târziu. Așa, da. Hai să vă opie. Sinteza, da. Pe... Ce am făcut de rezultatul calculului? O grafică radical? O grafică radical. Cu radical, cu radical. Ecuație. Ecuație. Intervale. Sau mulțință, intervale, cred. Intervale. Intervale. Rapoarte. Când am amplificat cu raportul și am obținut un alt. Da. Ecuația de gradul 2. De grad 2. Formulele de gradul descurtat. Așa, 2, da. Formulele. De gradul descurtat. Aici scrie și subiul pe asta. Paralel cu altă, dreapte într-un plan atunci. E paralel cu planul. Da, dreapte e paralel cu planul. Drepte. Și plane. Paralele. Paralele. Tetraedru regular. Arii. Mulțim de numere. Mulțim de numere. Mulțim. Le-am luat pe toate, am vorbit. Da. Mulțim de numere. Da. După aceea am avut A la minus 1, pe la minus 1. Inversul unui număr real. Inversul unui număr real. Inversul. Număr real. Valoarea minimă a unei expresii. Valoarea. Am avut problema aceea cu rombul și cu drumul echilateral, vă prometăm. Când am arătat că două plane sunt paralele, că întâi o dreapă paralelă cu plan și după aceea și aceea am făcut raport cu arică. Deci acolo a fost romb. Drumul echilateral. Drumul echilateral. Plane paralele. Plane paralele. Raportul arică. Aria portul lor.
Aria, mai spus, n-am mai spus. Bun, am mai spus aria, am mai spus vreo două. Aia, exact. Bun, după aceea am avut la varianta 2, am început și am făcut mulțimi și le-ai explicat, dar am scris mulțimi de numere. Da. După aceea am avut exercițiul ăsta A egal cu... Moduli. Aici am avut moduli. Moduli, da. Acum am avut la 3, da. Moduli. Explicitarea modului. Inecuații cu moduli. Da, așa, asta, pe exact, asta, da. Și am mai fost... Asta cu x al treia, x plus, dacă x plus 1 de x egal cu 5, x al treia... x plus 1 de x egal cu 5, atunci x la... A treia plus 1 de x al treia egal cu 5. X plus 1 de x la treia egal cu 5, da? Da. Da, prin x la 4, da. X la 4, da, la 4, exact. Egal cu 5. Și pe aici am avut o discuție despre de x. Da. Atât. Hai, la revedere, vă mulțumesc că l-ați urmărit acolo și vă dorim o să-l făcut în continuare. Băi, de când aștept momentul ăsta. Și să vă abonez la canal. Da, de când aștept momentul ăsta. La canal. Și totul, acum, 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 acum,